Salut, Luis. Nu vezi? Noi am venit astăzi la medic foarte neplanificat, brusc, pentru că a venit un medic foarte bun și este o șansă să facem un control și un control să auzim totuși ce se întâmplă, pentru că ultimul timp am început să mă simt foarte rău și ați știut voi că, nu știu, cei care mă urmăresc mai mult timp, încă cu vreo 2 ani în urmă am observat niște schimbări în organismul meu care nu sunt prea de bine. Și din cauza asta este necesar să facem control cât de des se poate. De asta astăzi ne folosim de moment. Și am venit aici să facem control, ultrasonografie. Ultima lună chiar s-a agravat situația mult mai tare decât credeam noi că o să fie. Eu nu prea atrageam atenția la asta, nu mi se părea ceva foarte important. Tu ai pierdut glas, spune. Asta în primul rând, că mi-am pierdut vocea și nu pot să restabilez deja de mult timp. Și în al doilea rând simt un disconfort aici care chiar mă deranjează foarte mult și nu ar trebui să-l simt de fapt și nu ar trebui să mă deranjeze nimic. Adică zici că simt că am ceva înăuntru gâtului și periodic mă deranjează foarte mult. Da. De asta am venit să rezolvăm această problemă, să vedem totuși de ce e așa, să dăm niște analize, să trecem un control medical evident și să ne spună de ce. Da, da. Și voi, prieteni, numai decât dacă aveți așa probleme, adresați-vă la medic. Da, neapărat, pentru neapărat. Că nu trebuie să așteptați. Bine, noi mergem pentru că avem și suntem și înscriși, să nu întârziem cumva. Da, hai, așa de frumos aici, tot e alb. Mă duc și eu după Irăcica. Gata, ne-am intrat, adică am venit aici jos, în subsol și acum așteptăm să intrăm la medic, sincer, eu puțin mă tem. Mi-e frică de ce o să-mi zică, nu mă așteptam cu strigurească așa, urgent deja să ne... Să vedem, să ne întrebăm, pentru că nu știu. Era mult mai bună situația și nu era atât de grav ceva timp în urmă, dar anume, iată, de la o lună încoace. A dispărut glasul, da? Nu doar că ți-a dispărut glasul, dar a apărut și un disconfort care nu e ok deloc și, de fapt, nu e o simptomă deloc bună. Este prima alarmă și primul clopoțel care indică că trebuie să venim la control urgent și de asta... Suntem aici, da. Practic, de asta și așteptăm. Când o să ieșim deja de la medic, o să spunem ce ne-a zis. Sper ca să nu ne sperie, cum am fost speriați o dată cândva de mult. Vai de mine, mă scuzați. Și ce pot să zic, nu am stare, dacă sincer, pentru că chiar mi-e frică de ce o să-mi zică. Dar asta este, se mai întâmplă. Da, hai, așteptăm. Rândul nostru. Ce era? Ce? Am ieșit mult mai fericită. Arată cât trebuie să dai, câte analize trebuie. Sau acasă. Deja acasă. Am ieșit mai fericită decât am plecat. Dar, nu știu, tu cu mama, eu am auzit ce am vrut să aud. Nu, încă nu știm. Vezi că analizele, avem de dat multe analize. Tu ai văzut? Ai văzut cât acolo? Da, am văzut. Undeva 10-15 analize. Dar mi-a plăcut ce am auzit de la ea. M-a liniștit. Da, ei bravo, da? Uh-huh. Și tu ai înțeles tete, da? Am înțeles. Mă ales cu mâncare, da? Da, alimentația chiar foarte mult contează. Dar ce să fac eu dacă mie nu-mi plac unele produse care sunt necesare, de fapt, pentru mine? Da, dar ce să fac? Dacă nu-mi plac, nu pot. Trebuie să mănânci. Vai. Nu știu, acum și vinem acasă și a să mănânci toată ziua sveclă, sveclă, nu, sveclă. Nu, a să dau și la școală sveclă. Uite, sveclă din aia murată. Murată, dar e mult sare conține. Nu trebuie sare. Pur și simplu, fiarbă sau în rolă. Fiartă? Și ulei, da. Ulei așa de măslin care. Irăcica, nici o șaurma, nici un kebab, da, fără chipsuri, fără pismeț, fără înghețată. Tu ai înțeles? Nu se poate nimic. Nu se poate nimic. De azi, gata. Numai mâncare așa, mai puțin sare și sănătoasă. Dar de ce dacă doamna a zis că tot e bine? Dar ce o zis despre mâncare? Nu tot e bine, ea nu știe analizele. Cum tot e bine? Acolo tot e bine, dar analizele... Eu înțeles că tot e bine. Tu ai înțeles deodată. Ultrasonografie bine, dar analizele încă n-am dat. Ultra ce? Ultrasonografie. Doamne ferește! Așa un cuvânt? N-am nimic de a face cu medicina, se vede de la o poștă. Ira, de azi înainte, numai sveclă, morcov, fiert, numai cartofi. Așa, bine, în toate locurile da. Noastre, eu nimic nu am voi. Cum n-ai nimic? Tu toată ziua ai mâncat chipsuri și suhari după anul nou. Am plecat. Și ciocolate. Cât ai mâncat ciocolate? Grămadă. Mergem. Noi am ajuns acasă deja da. Și să știți că nu e atât de bine cum a crezut eu. Eu m-am bucurat deja. Zic, a, tot e bine pentru că mi-a verificat aici cu... Ultrasonografie da, când a verificat și a zis că tot ok pentru că am zis că eu am noduri în gală tiroidă.
Însă, din fericire, ele nu cresc și asta este foarte bine, pentru că dacă cresc, păi nu e de bine. Și ce ai cumpărat? Morală? Da, mi-a ținut morală puțin pentru că mi-a zis că este necesar să mănânc ăsta, cum se numesc, nuci, ficat, carne de vită. Carne de vită, carne de gicien, ca zic că, de curcan. De iată, curcan, de gata, curcan. Da. De pește. Curcan, nu știu, n-am înțeles niciodată. Pește, de să arătăm. Cât acolo? Iată, am luat migdale, aici sunt... Jumate sau 500 de grame? 250 de grame. Și 250 de grame le-am plătit 100 de lei moldovenești. Asta e foarte scump. Nu, la România mai ieftin. Eu când merg la România, eu cumpăr. Acolo... Dar noi înainte și la piață erau mult mai ieftin, dar acum la piață sunt și mai scumpe. Nu, la noi scump. Fiecare zi trebuie să mănânci... Și uitați-vă cum sunt. Vedeți, bătute... Da. Micuții. Și ce vrei să faci cu dânsii? Le voi pune în apă, pe noapte. Hidratăm, da? Da. Ei imbibă toată apa asta, se moaie și după coajul se scoate foarte ușor. Și această pelincuță pe care o au deasupra și mi-e place mult mai mult, anume să le mănânc doar miezul, fără pelicula deasupra, fără coaja lor. Și ce trebuie să mănânci? Sveclă, da, rodie, culoare roșu, da. Mulți fructe și legume. Dar eu mănânc, portocale mănânc. Eu mănânc și chipsuri și suharici pe smeță. Da, mi-a zis de mâncare. Mi-a zis acelea care au foarte multe chimicații, care au ce crește? Mult nitrați, care au, da, și zahăr și sare și absolut tot. Cresc bacterii în organism. Bacteriile noastre, chiar și alea normale cu care noi trăim zi de zi și care le avem toți în organismul nostru, ele cresc și se mulțesc dacă noi le hrănim cu așa bunișor. Da, cu sare și cu zahăr. Da, și acum ca să înțelegeți, peste tot este zahăr. Chiar și macaroane este zahăr, vă dați seama, în paste. Cine pune în paste zahăr? Că de fapt în rețeta simplă nu se pune zahăr în paste. Corect, când facem acasă, noi nu punem. Nimeni nu pune zahăr în paste, dar în acele care conservă are zahăr. Tu dai seama? Cârnat, salam, cașcaval. Cașcaval. Da, tot. Tot pun producători. Păi, dacă e de lapte, ce acolo? Nu știu, acasă când faci, faci numai sare pui. Da, producătorul pune și zahăr. Citește, Ira. Să fii mai gustos, știți? Da, da, da. Și arată analizele. Avem o grămadă trebuie să dăm. Și... Noi am numărat 12 analize, ca să înțelegeți. Nu trebuie să mănânci la stomacul gol și din, nu din deget, din vână. Din vână, ok, dar n-am treabă cu asta. Arată lista. 12 analize. Asta de 12 ori trebuie să mă duc să dau sânge. Ei, odată, ce cu tine? Arată lista. Așa departe, uitați-vă. Iată, aici sunt. Da. Pe toate arată numai dintr-o singură încercare? Da. Da, dar tu pe asta trebuie să mănânci bine. Că dai seama cât sânge a să iei pentru 12. Mai multe sânge. Două, trei, cum se numește română, probirke așa din sticlă. Capsulele alea. Da, 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 da. Eu am crezut că de 12 ori pentru fiecare. Ira. Deci, da. Bine, mă duc eu acum să mănânc și după am de... Mama, tu ai să rămâi azi cu mine și ai să mă ajuți. Ai bine, să poate ok. Vei arăta cum va merge procesul, pentru că nu aveți idee ce trebuie să... Acum am făcut zeamă cu tăiței și cu asta, găinușe. Stai, stai să-mi iau. Din casă. Bine, hai, ieși și mergem la bucătărie, ok? Da. Hai. Poftă bună, Irăcica. Mulțumesc. Ce mănânci tu? De seara te... Iată, avem zeamă. Mama mi-a pus carne special. Da, mai mult cărniță. Alimentație corectă. Sveclă, salată, sveclă. Sveclă. Nu era sveclă murată și am luat din asta morcov. Morcov. Asta este o cremă de brânză foarte gustoasă. Da, da, da. Cremă de brânză și cam asta. Dar ce zeamă la noi gustoasă, uitați. Da, foarte gustoasă. Tăiței de casă. Eu am simțit, da. Ai simțit? Da. Este diferență. Evident, astea sunt mai diferite cu totul. Și ce? Hai, mănâncă și spui. E gustos? E gustos, dar eu n-am dispoziție. Ira, fără dispoziție, că trebuie, ce trebuie? Trebuie să încep de să mă alimentez corect, dar nu că corect, dar strict. Pentru că până și până acum am alimentat corect, dar mi-am mai permis multe chestii. De acum este interzis foarte multe produse, pentru că eu murisc și mi-a zis că chiar dacă acum la moment, de exemplu, totul e bine, păi se poate agrava totul foarte repede. Adică, ca să înțelegi, totul atât de repede se întâmplă, că în câteva luni nici nu reușești, nici nu-ți dai seama că deja nu mai poți să salvezi situația. Pentru că se agravează foarte și foarte repede.
Și din cauza asta eu trebuie să am grijă de alimentația mea, dar sincer, asta e cel mai complicat. Vă spun sincer, cel mai complicat. Pentru tine, da? Da, pentru că nu ai voie aia, nu ai voie aia la altă, asta trebuie să mănânci numai decât. De exemplu, dacă sunt foarte multe produse care mie nu îmi plac și trebuie să le înlocuiesc cu altceva, de exemplu. Dar nu știu dacă sunt oameni care primesc foarte multă satisfacție mâncând sfeclă roșie fiartă pur și simplu așa. Eu. Așa? Eu pot să mănânc. Îți place când o mănânci. Eu nu cred că primești satisfacție când mănânci speclă roșie. Nu cum primesc. Pur și simplu mănânc că e sănătoasă. Da. Și mama, ca să înțelegeți, nu mănâncă deloc dulci. Eu nu pot așa. Cum adică? Cum să nu mănânci? Să fie tort acasă și să nu mănânci. Eu nici n-am gustat. Acasă și să nu mănânci. Dar noi permanent avem miră dulce acasă și eu nici nu gust. Eu nu pot așa, e foarte complicat. Și cel mai trist că asta e pe toată viața, înțelegeți? Pe toată viața nu poți să te recuși niciodată pentru totdeauna. Toată viața trebuie să trăiești așa, în niște, ca într-o cutie și n-ai voie să mănânci practic foarte multe lucruri. Din cauza că... Și problema, vezi că când la noi la Moldova nu avem așa produse, mai ales pește, nu avem bun de asta roșie. Dar nu prea avem noi acces la legume, multe produse și din păcate. De dacă bostanii tu iubești, da? Da, dovlecei, grill, da. Dovlecei, da. Vânătă. Și vânătă îmi place, dar noi acum iarna nu avem. Numai dacă s-o congelăm, dar nu... Nu mai este de sănătoasă și nu... Nu, pentru tine demu gata. Tu spui că au gust, gata, nu poți să mănânc. Eu știu pe tine, gata. Eu nu s-a alintat la mâncare, dar s-a alintat la gusturi. Iată, chiar asta că chiar aleg anume gusturile. Eu nu pot să mănânc peste tot mâncarea. Așa că eu dacă mănânc la cineva la soție mâncare, asta e un semn că persoana aia gătește foarte gustos. Sincer. Nu știu din ce cauza asta. Ce? Dar... Bine, hai, poftă bună. Poftă bună mie. Și promite, te rog frumos, mâine dimineață. Nu să promit nimic. Te rog, Ira. Eu vă vorbesc cu tine fiecare zi, fiecare zi. Da, fără dulciuri, fără dulciuri. Nu, nu mai pot. Ți doare capul? Sincer, vă n-aveți idee, prieteni, de fiecare, în fiecare zi, de fiecare dată, cum are mama o carte, de fiecare dată, uite așa morală îmi ține că este așa, trebuie așa, nu se poate a asta. A să crești și a să spui mulțumesc. Vezi ce eu zis medic? Datorită la alimentație și datorită la pastilele pe care mama mi le dă de fiecare dată, dar mie nu prea place și eu tot îmi amintește, eu zic, mamă, peste 2 ani o să plec să învăț singur, o să învăț să trăiesc singur, ori ce o să fac atunci? Păi mă îmbolnăvesc de toate bolile posibile. A să-ți dau eu ție, pentru ce am născut pe tine. Gata, poftă bună și papa, și voi, prieteni, numai decât... Aveți grijă de voi și nu mâncați toate... Mai bine, știți ce o să fac eu? O să încerc să deschid o rubrică și să... Cum? O să mă alimentez eu, o să vă arăt și vouă. O să încerc să fac snack-uri gustoase și sănătoase. Pentru că dacă nu se poate nimic, niciodată nu se poate niciun fel de snack gustos, atunci o să încercăm măcar cumva să ieșim din situație. O să caut rețete. Dar odată în lună îi răspoate, dar nu cum tu. O să caut rețete. Fiecare zi mâncai. Și voi filma și pentru voi rețete de snack-uri delicioase și sănătoase. Dacă vă place ideea, dați like-uri. Scrieți în comentarii, poate mai are cineva... Pe Instagram, da. Da, poate mai are cineva astfel de problemă și tot trebuie să se mențină și să fie la regim. Dar noi vă spunem pe curând și până la următor. Pa, pa, prieteni! Pa, pa!